Și vă reamintesc și profesorii și din nou în stradă să ceară salarii mai mari. Aveau promisiunea că vor primi majorări cu 16%, dar de la 1 ianuarie salariile au crescut doar cu 4%, procent care nu acoperă nici măcar inflația. A fost așadar protest în această dimineață și vedem acum imaginile. Nemulțumirea noastră este faptul că nu se respectă legea. Chiar guvernul României, care ar trebui să fie chintesența acestui fapt, nu respectă sub nicio formă legea. Avem două măriri salariale care trebuia să fie una anul trecut, una anul ăsta. Ei prorogă că așa vor ei. Iar educația pentru guvernul României și pentru președinție și pentru cine vreți dumneavoastră nu este prioritate națională, este o mare mizerie pentru ei, pentru noi nu. Refuzul lor de a sta de vorbă cu reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ mi se pare o mare palmă dată nouă și o mare rușine pentru ei. Dacă nu fac acest lucru, măcar acest lucru, atunci chiar vom ajunge la grevă generală, pentru că nu se poate altfel. Guvernul de câțiva ani de zile ne minte să nu să ne mărească salariile, să aplice legea salarizării. Declanșăm greva generală în funcție de și ce vor ceilalți colegi din teritoriu. Dar din cele strânse tabele, cred că avem și peste 60% dornici pentru grevă. Diferențele salariale care sunt și faptul că această lege se aplică neunitar în cadrul acelui sistem, adică personalul cu funcții de conducere, de îndrumare și control sunt plătiți la salariu, li se aplică legea 153, iar pentru ceilalți profesori și celălalt personal nu îi se aplică. Contează. Noi trebuia de 2 ani de zile să avem salariile ajunse la maximul prevăzut de 153 și nici până în acest moment nu se respectă legea. Nici 6% din PIB, nici 5%, nici 4%, suntem sub 3%. Să pună mâna și să se uite că își duc învățământul de râbă. Sunt cadre didactice care nu pot trăi din pensiile după 45 de ani de muncă. 6%! 6%! Am prorogat acest articol.